Reacția vine după ce aseară în Republica Moldova au ajuns 14.400 de doze de vaccin oferit țării noastre pe platforma gratuită COVAX. Noi, moldovenii, trebuie să știm că în această perioadă dificilă continuăm să avem suportul unor asemenea prieteni ai Republicii Moldova, ca domnul Hans Kluck, directorul OMS pentru Europa, domnul Simon Springet, coordonator rezident ONU în Moldova, domnul Igor Pocanevici, șeful oficiului OMS în Moldova și a multor altor personalități care au făcut posibilă livrarea primei partide de vaccin ieri seara în Republica Moldova. Mecanismul COVAX este condus de Gavi, Alianța Vaccinurilor, Coaliția pentru Inovații în Pregătire Epidemică și OMS împreună cu UNICEF, care este lider al procurărilor și livrărilor de vaccinuri. Este unica inițiativă globală care lucrează cu guvernele și producătorii pentru a se asigura că vaccinurile COVID-19 sunt disponibile în întreaga lume, atât pentru țările cu venituri mai mari, cât și cele cu venituri mici.